Bună ziua, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Catai. De data asta vom vorbi cu o persoană care are influență. Dar haideți să vă întreb un lucru. Când a fost ultima oară, când v-ați cumpărat ceva, când ați luat decizia de a vă uita la un film sau un serial pe Netflix, de a asculta o piesă sau ceva, prin faptul că v-a influențat cineva? În termenii noștri de marketing, noi vorbim despre influencer marketing. Și pentru că am vrut să vorbesc puțin despre influencer marketing, am ales o persoană care în ultima vreme a pus un accent foarte mare pe strategia aceasta. Doamnelor și domnilor, în urechile voastre astăzi și în acest interviu avem pe Alina Ceușan. Salutare, salutare, bine v-am găsit! Alina, ce faci? Cum ești? Bine, sunt foarte bine. Uite, sunt pe fugă, ca tot timpul, pentru că avem super mult de lucru în perioada asta. De fapt, ca oricând, știi cum zic, a început un nou an și avem o groază de proiecte pe care trebuie să le demarăm. Dar am așteptat să vin la tine să povestim despre tot ceea ce se întâmplă în online, despre marketing, despre... Să vedem ce întrebări ai, mai da. Exact. Să știi că mi-a fost puțin dificil ca să pregătesc întrebările. Așa. Și eu de obicei nu fac întrebări, nu de pregătesc ce? Întrebări. Nu știu, pentru că așa cum am pornit și podcastul, am zis că vreau să fie ca o poveste la o cafea. Să fie o discuție relaxată. Exact, așa că o să fie o discuție relaxată. Deci numai dacă va trebui să strigăm chelner încă o cafea sau exact. Ceva. Bun. Dar ca să intrăm puțin în pâine, totuși mi-am făcut parte de research. Și okay. M-am uitat pe tot ce înseamnă social media al tău. Bun. Și pe contul tău de Instagram scrie un lucru foarte interesant și aș vrea să-mi explici de ce. Da. Be the kind of person you would like to meet. De unde ți-a venit ideea asta? De unde ai pornit cu lucrul ăsta și ce înseamnă, să spun așa, citatul ăsta pentru tine? Cred că voi știți deja faptul că blogul meu a început ca o temă, un examen la comunicare și PR la facultate. Și... în momentul respectiv, când mi-am făcut blogul, sincer să fiu, stăteam în camera mea, eram încă pe Eroilor, stăteam cu Carmen în chirie, dacă mai știi tu apartamentul respectiv, și mă gândeam la un citat care ar putea cumva să coaguleze filozofia, dacă vrei să zicem așa, a blogului. Trebuia să-ți găsești practic ceva care să te reprezinte. Eu oricum nu găsisem, de exemplu, un nume, un titlu. Asta e și motivul pentru care am continuat cu numele meu, Alina Ceușan, și bine am făcut, că cine știe ce nume, ce idei de ce nume mi-ar fi venit atunci, știi? Ce nume ți-ai fi găsit atunci? Nu știu, adică aveam o foaie din asta pe care începusem să scriem tot fel de expresii, de cuvinte, de lucruri care cumva mă reprezentau, însă nu am ajuns la nimic care să-mi placă. Știi? La momentul respectiv, inspirația a pornit de la blogul, de exemplu, blogul Chiara Ferani, pe care cred că toată lumea îl știe și este un adevărat exemplu în tot ceea ce a făcut ea business-wise pe blogging. Și mă gândeam tot așa la un joc de cuvinte. Foarte mulți bloggeri din afară și eu mă uitam cumva la ei, așa, știi, erau pe un piedestal așa undeva și mă gândeam, băi, ce aș putea să fac, ce nume să-i dau jurnalului online, să zic așa. Până la urmă am rămas la numele meu, Alina Ceușan, și din cauza că examenul era foarte aproape cumva. Și citatul a venit așa într-o noapte, ascultam Jamie Woon Nighter. Eram în camera mea cu geamul deschis și ascultam piesa asta pe repeat. Am o chestie cu piesele pe repeat, tot timpul le ascult pe repeat, că nu-mi place ceva foarte mult, și căutam citate și am rămas cumva între be the kind of person you would like to meet și be the change you want to see in the world. Cumva lucrurile astea se aseamănă foarte mult și până la urmă am rămas la prima variantă, deși și a doua e acolo undeva în spate. Cred că în ziua de azi e foarte important să chiar să fii genul de persoană pe care ți-ai dori să o cunoști, adică să fii o persoană caldă, calmă, o persoană care ajută, o persoană care, nu știu, ceea ce vreau eu, uite, acum să promovez foarte tare și prin episodul de beauty pe care l-am făcut pe canalul meu de YouTube și pe care îl postăm fiecare săptămână lunea, este și ideea asta că, uite, frumusețea unui om nu stă doar în aspectul fizic, adică frumusețea ta ca persoană stă și în cum vorbești, cum te comporți cu alții, cum reacționezi la anumite situații, știi? Chestii de genul ăsta. Și da, be the kind of person you would like to meet a fost tot timpul așa un motto pentru mine, m-am ghidat după el, în fiecare an încerc să fiu cea mai bună varianta mea și să fiu genul de persoană de care, nu știu,
Alina de 7 ani, nu știu, din clasa 1, ar fi fost mândră și cumva ar fi avut așa un idol, să zic așa, în persoana respectivă, adică sunt bucuroasă de lucrul ăsta. Și cu lucrul ăsta te trezești, să spun așa, puțin așa mai filozofic, te trezești în fiecare dimineață, te gândești, băi, zic, astăzi ce pot să fac? Nu, fiecare dimineață mă trezesc, primul lucru care îl fac e intru pe Instagram. Nu mă gândesc la be the kind of person you would like to meet, ci normal. Chestia asta este așa o filozofie, o mantra, dacă vrei să spui, care pe mine de-a lungul timpului m-a ajutat și m-a îndrumat. Adică a fost ceva de la mine pentru mine care a funcționat. Uite că ai zis că primul lucru pe care îl faci dimineața când te trezești, intri pe Instagram. Dau snooze la alarmă de vreo două ori și după aia când mă trezesc, intru pe Instagram. Okay. Da. De obicei, pe la ce oră te trezești dimineața? Mă trezesc în jur de ora 9:30, 10, cam așa. Cam pe la 9:30 pleacă Raul de acasă, atunci mă trezesc și eu și de obicei mai rămân în pat, mai stau pe Instagram, verific ceva rapid pe mail-uri dacă există, dar Instagram-ul este prima aplicație în care o să intru, pentru că acolo găsești toate știrile, toate noutățile. De multe ori, eu... Nu că ar fi un lucru bun, dar mă culc destul de târziu, așa pe la 3-4 și de multe ori la ora 3-4 sunt exact știrile alea de peste ocean, știi? Aha. Și atunci cumva prin ce se întâmplă și la noi în Europa, prin ce se întâmplă și în America, da, e... Tu nu ai un job, adică de fapt jobul tău, să spun așa, e blogging-ul, vlogging-ul, Instagram, de fapt tu ești jobul tău, dacă e să o luăm așa, da, tot ceea ce crezi tu e jobul tău, așa că chestia asta de daily routine, nu cred că la tine există, dar cred că există niște puncte pe care ții puțin neapărat să le ai sau să le faci ca să te ajute să funcționezi. Oh, Doamne, sunt prea multe lucruri una în alta, deja ai zis prea multe lucruri. Deși și cu eu mă gândesc și mintea mea așa în trei direcții, că vreau să răspund la fiecare. Nu există o rutină, uite, o rutină ar putea exista doar din simplu motiv că momentan mut biroul de acasă la biroul nostru din Cluj, că știi că ne-am făcut un office și cu Infuse și așa mai departe, un fel de hub creativ, dacă vrei, că știi că noi am început la The Hub și cu Infuse și cu toate cele. E un spațiu creativ care o să mă ducă zi de zi la muncă, adică o să fiu acolo, știi? Cred că asta e singura rutină. În rest, totul începe... Pe internet e foarte complicat pentru că e ca un job așa 24 din 24, știi? Lumea nu doarme, adică nu e un program, la 5 nu se termină și cum auzisem în unul dintre podcasturi că zicea cineva că freelancerii lucrează mai mult decât corporatiștii sau cum. Exact. Exact la fel, adică mi-am dat seama și la birou că mă duc la birou, dar tot stau până la 8-8 jumate, adică e o chestie, stai cât poți de mult, știi? Nu până la ora 5. De fapt, nu există așa ceva. Nu există task-uri. Să zici, ok, am task-ul. Nu, bun. Există tot ceea ce îți propui tu să faci. Da. Asta există. Și atunci, ideea asta e foarte interesantă cu freelancing-ul și cu ăsta. Și m-a dus puțin cu gândul, ok, Alina ce e? Alina e freelancer? Nu e freelancer. Alina e o creatoare de conținut. Și foarte interesant că în ultima vreme, în podcast au venit foarte mulți creatori de conținut. Da. Și tu în ultimul timp ai pus foarte mult accent pe conținut, mă uitam pe contul tău de Instagram, urmărești, să spun așa, nu neapărat urmărești să mergi pe un anumit stil, dar parcă contul tău de Instagram poate să se comporte și ca o platformă de media și tu ai reușit să construiești, să spun așa, o companie de media. Prin faptul Alina Ceușan, cine este ea, brand personal. După aia vorbim despre blogul tău, după aia vorbim despre YouTube, după aia vorbim despre Instagram, după aia vorbim despre brandul Infuse. Sunt foarte multe, foarte, foarte multe laturi a acestui job, ca să zic așa, de influencer și e destul de greu să ții pasul cu tot ceea ce se întâmplă, însă trebuie să prioritizezi și să vezi care sunt cele mai importante medii pentru cei care te urmăresc. Chiar pentru mine sunt categoric Instagramul în primul rând, YouTube-ul pentru că crește vertiginos și blogul rămâne și el foarte important pentru că vreau să-l dezvolt și pe partea de news, o să avem curând și un shop, adică cum spuneai, depinde doar de tine în ce direcție îți canalizezi creativitatea sau munca, știi? Adică mă pot trezi dimineața și o să zic astăzi o să filmez 10 episoade de beauty ca să le am în avans. Nu o să fac niciodată chestia asta, bineînțeles. Doar zic așa, te poți trezi și zici astăzi fac treaba asta sau astăzi fac cealaltă treabă. Ideea e că ai foarte multă libertate și asta mi-e place foarte mult. Mi-ar place să văd la tine, mi-ar plăcea
Știu că tot timpul cineva mi-a place, tot timpul cineva mă corectează, mi-ar plăcea. Da. Eu sunt gur și îmi permit asta. Mi-ar plăcea să văd documentată viața ta și cumva o documentezi tu. Dar să, asta se întâmplă la marea majoritate a oamenilor. Documenteze altcineva, să ai un asistent, o asistentă, cineva care să te filmeze, care să-ți editeze. Că a, țin minte că puneai niște stories-uri. Da, puneai niște stories-uri în care ziceai că știu că v-am promis că facem, o să pun video sus și n-am apucat pentru că am avut treabă și așa mai departe. Da. Și mă gândeam chiar aseară când eram pe drum și povesteam cu colega mea despre toată treaba asta cu podcastul și munca pe care tu o faci. Deci am cât de tare ar fi ca Alina să aibă un asistent, o persoană care îi documentează toată viața, cât îi permit, știi, ok, job-ul și așa mai departe, personal life-ul e altceva. Și tu să poți să te concentrezi pe partea de creație, pe partea de strategie, să nu mai faci partea de editare. Partea de editare mi-e foarte greu să o dau altcuiva, în principiu pentru că am încercat. Okay. Chiar am încercat, deci nu-s bătută în cap. Am încercat varianta în care să dau cuiva să-mi subtitreze. Nu a fost bine, a ieșit horror, adică a trebuit să mă preapuc eu de video ăla, să refac episodul ăsta așa. Am încercat să dau cuiva să editeze un episod de vlog. Se simte că nu ai editat tu, adică se vede că nu e poveste exprimată așa cum... Și e absolut normal până la urmă că, adică dacă nu stai lângă omul ăla să-l toci la cap, bă, așa s-a întâmplat, nu știu, am fost în Hong Kong, am făcut aia, asta e ordinea lucrurilor. N-are cum să știi exact cum ai știut tu, înțelegi? Nu pot să mă deleg, să dau lucrurile astea la altcineva de făcut, pentru că nu simt, înțelegi? Deci nu mă mai reprezint, adică nu vreau să fac mai mult conținut, dar conținut care să nu mă reprezinte. Mult mai bine stau eu, editez, poate treaba asta să zic de subtitrare, o subtitrez, frate, tu îi scrii textul, dar dai cuiva mai departe să-ți pune subtitrările, pentru că, într-adevăr, se pierde foarte mult timp în edit, dar... Nu pot să fac chestia asta, eu am și învățat toate lucrurile astea de pe internet, de pe YouTube, de unde vrei tu, începând de la Photoshop, Final Cut, Lightroom și alte chestii. Chiar acum vreau să mă apuc să învăț alte lucruri, de exemplu, pentru Infuse vreau să mă apuc să desenez pe tabletă cu anumite programe, acum am început să mă interesez cu ce se mănâncă asta, cu ce poți desena și așa mai departe. La fel vreau să învăț să fac animație 3D, niște efecte speciale, deci chestia asta merge beyond la mine, nu e ca și cum, e o pasiune, știi? Mm-hmm. Asta e. Că filmează cineva, adică știi, să fie o perspectivă de genul ăsta, să nu fie neapărat vlogul ăla clasic în care tu te filmezi pe tine și ești cu camera, așa gen pe selfie mod. Da, chestia asta mi s-ar părea super interesantă, dar pe editare, no chance. E foarte interesant, mă gândesc acum, cât de greu îți este, hai să luăm și așa, franc pe față. Lumea, sunt două categorii sau trei categorii de oameni, cei care înțeleg influencerii, oameni de marketing care se folosesc de influencer, de oameni care creează conținut și au o anumită influență în industrie, cei care nu interesează, adică îs neutri și cei care pur și simplu sunt împotriva, să spun așa, astea de influenceri. Pentru că, iarăși a apărut pe o revistă, iarăși a făcut un video, iarăși 30 de poze. Și știi ce vreau să te întreb? Munca din spate. Acum îmi zici, avem parte de editare video, adică stai puțin, editezi video, eu niciodată n-am editat video și când văd pe cineva care editează video mi se pare extraordinar, trebuie să iei partea asta, trebuie să o pui și asta, nu m-am apucat de chestia asta. Ai blogul, ai contul de Instagram, ai brandul. Lumea zice, dar ce e așa de greu contul de Instagram? Da, mă, e greu pentru că pozele alea pe care tu le pui trebuie să aibă o legătură cu pozele din trecut, trebuie să aibă niște legături cu pozele care urmează, trebuie să ții legătura cu oamenii, trebuie să vorbești cu ei, ai partea de blog, ai partea, acum ai zis tu că vrei să construiești pe partea de news. Povestește-mi, asta-s foarte curios și ce vreau ca oamenii care ne ascultă să-și dea seama că în spatele, tot ce e frumos, Alina Ceușan și imagini, toate astea, există frustrare în spate. Să fim sinceri, există muncă multă, există ore nedormite, există poate în momentul când te sună ceva prieten, hai să ieșim la o cafea sau ceva, nu pot pentru că încă câteva mii de persoane așteaptă eu să pun video ăla pentru că ei asta așteaptă. Hai să ajungem puțin în partea asta și sunt foarte curios să văd munca aia din spate. Sunt foarte multe, foarte multe lucruri de zis. O să încep cu un exemplu foarte simplu, așa dacă vrei.
o să zic prima oară că mie îmi place foarte mult să editez și probabil că și tu, dacă tu ești un om creativ, înțelegi și înțelegi lucrurile astea. Eu cred că dacă ai intrat în Final Cut, să te apuci să faci un video, ți-ar plăcea foarte mult. Eu am ajuns la stadiul în care momentan îmi place mult mai mult să lucrez pe partea de edit video decât pe procesarea de poze, ca să spun așa, pentru că implică mai multă emoție și ai o mulțumire mult mai mare la finalul proiectului când vezi un video, îi dai play, mama măsică, oricum i-ai dat play de 5.000 de ori, nu e ca și cum știi, l-ai văzut, îl știi pe de rost, dar e o mulțumire mult mai mare. Există foarte multă muncă în spatele fotografiilor, bineînțeles. Feed-ul de Instagram, cum ai zis și tu, trebuie să fie impecabil, adică treaba asta, gen astăzi ți-ai postat 3 poze, mâine pozele pe care le postezi mâine, nu că trebuie să aibă legătură ca subiect sau compoziție, trebuie să ai măcar același filtru, trebuie să ai cumva o compoziție în întregul feed, adică în ultimele 6 poze, cum le vezi. Dar chestia asta, nu știu dacă lumea în general o sesizează când intră pe un profil de Instagram, adică dacă ai un simț artistic dezvoltat, da, te uiți și cumva îți dai seama că profilul arată foarte bine și ca și de departe, nu ca fiecare postare în sine, știi? Dar da, după chestia asta, cum ai zis și tu, sunt foarte multe persoane care, să zicem, activează și pe YouTube. Foarte mulți bloggeri care au trecut și pe YouTube, pentru că acum asta e schema. Dacă nu te aliniezi, rămâi în spate. Pe YouTube ar trebui să ai, că uite, eu momentan încerc să-mi cresc canalul de YouTube și încerc să aduc un content informativ, creativ, dar cât se poate de informativ. Asta mă interesează pe mine, pentru că am văzut foarte multe videouri pe YouTube, am văzut mulți vlogger sau oameni faimoși pe YouTube, să spunem, de la noi, care au câștigat public prin videouri foarte scurte, cum sketch-uri, nu știu, videouri funny, chestii, challenge-uri, da, și așa mai departe. Nu știu dacă la mine a fost așa un click din ăsta. În momentul în care m-am apucat de YouTube, am zis, eu nu o să fac niciun haul, că la fete e un anumit trend. Faci ce ți-ai cumpărat, favorites of the month, what's in my bag și nu mai știu ce. Adică sunt niște titluri generice care toți vloggerii le au, înțelegi? Și am zis, ok, nu vreau să fac asta, vreau să fac altceva. Ce facem? M-am apucat de un proiect, însă, ca de obicei, toate lucrurile vin just go with the flow, știi? Adică lucrurile vin de la sine. M-am apucat de proiectul ăsta cu episodul de beauty tocmai pentru a aduce ceva informativ în YouTube-ul românesc, un conținut în care să ai parte de informație, adică am vorbit despre rinoplastie, am vorbit despre albirea dinților, am vorbit despre decoloratul părului, am vorbit de niște subiecte, de exemplu, care sunt niște întrebări foarte arzătoare pe care fetele le au, care mi le pun zi de zi, nu vrei să vezi câte sute de mesaje am pe Instagram legate de un anumit subiect. Și am zis, ok, știi ce facem ca să răspund acestor întrebări și să aduc și un plus, pentru că e o informație până la urmă, pe YouTube, o să fac aceste episoade de beauty. În fiecare lună ne întâlnim la o anumită oră, bineînțeles că treaba asta mi-a dă bătăi de cap, trebuie să editez ca să fie până la ora respectivă, e destul de complicat, însă am vrut să avem aceste episoade, în primul rând pentru a răspunde acestor întrebări și pentru a educa, pentru că există foarte mult public tânăr pe YouTube și cred că e foarte important ca noi să ne dăm seama că suntem o adevărată influență asupra lor, avem o adevărată influență și trebuie să vorbim despre lucrurile care sunt importante și să punem punctul pe ei, pentru că asta până acum nu s-a întâmplat. Foarte interesant că acum am vorbit foarte mult despre... Îmi place discuția asta pe care avem acum și unde o să ducă. Am vorbit foarte mult despre online și despre content. Ce ar fi Alina Ceușan fără online? Cu siguranță m-aș apuca să... lucru care l-am deja în plan, de altfel, să scriu o carte. Ok. Asta pe lângă faptul că aș face cu siguranță o carte doar cu articole care deja sunt postate pe blog, pentru că sunt deja mii de articole și am câteva articole care sunt într-adevăr speciale și niște articole care au avut feedback foarte bun în rândul cititorilor mei, care cumva, știi, primeam comentarii de genul wow, chiar am simțit de parcă aș fi acolo, adică sunt niște articole care îți ia cam 2 săptămâni să scrii așa ceva, e o chestie, dacă vrei,
mai mult legată de experiențe, de călătorie. Uite, un exemplu foarte bun ar fi cele trei episoade pe care le-am făcut. După ce am vizitat sudul Franței, am văzut Nisa, Cannes, festivalul de la Nisa. Am fost împreună cu Cosmin Todoran, Silvia Postolatiev, o gașcă super faină de oameni și am vizitat sudul Franței. Ce a însemnat asta din punct de vedere content pentru mine? A însemnat, tocmai aveam de gând să fac videouri, filmasem ceva, filmările încă sunt pe undeva, nu știu pe unde, pe calculator, n-am făcut nimic cu ele. Vreau să fac și un episod. Problema mea e că sunt într-un tumult din ăsta, adică tot timpul vreau să fac și asta și asta și asta. Să revenim, am ajuns la trei articole tip poveste, care aveau legătura una cu alta și care te duceau practic prin cele trei zile sau experiențele pe care le-am trăit noi acolo, de la degustarea de absint la 11 dimineața pe stomacul gol, la muzeul lui Picasso, la restaurantele faine pe care le-am văzut acolo, la peisaje, foarte multe lucruri faine pe care am vrut să le transmit și am vrut să le transmit sub această formă de poveste. Uite, de exemplu, astea sunt niște articole pe care, care cu siguranță vor intra în selecția pentru respectiva carte, cumva, de short stories. Carte. Deci dacă dispare Alina Ceușan din online, da, va reveni în librării. În librării. Oameni buni, începe să citiți cărți. Carte. Ce te-a dus cu gândul la carte? Taman carte. Eu sunt pasionată de scris, în primul rând, și știi cumva... Ce trebuie să faci dacă vrei să scrii? Citește. Ce trebuie să faci dacă vrei să faci filme faine? Uite-te la alte filme. Adică cam asta consumă e regula, știi? Consumă alt tip de conținut ca să poți să creezi conținutul acela. Exact, ca acela, să vezi ce au făcut alții și pur și simplu te inspiră. Deci nu e... Uh-huh. Și treaba asta oricum e cumva pe trend acum, că toată lumea își lansează o carte. Da, o carte, de exemplu, am mai văzut cărți lansate doar cu lucruri, să zic așa, adică mai pe ideea de fashion, doar cu lucrurile pe care le-au postat sau așa. Uite, eu asta simt că asta aș face. Aș face o carte cu articolele care mie mi-au plăcut foarte mult, care au avut un feedback foarte bun și articole care deja au genul de comentarii sub, care spun, uite, Alina, eu chiar aș citi chestia asta într-o carte pe malul mării sau nu știu unde aș fi eu în vacanță, adică... Wow. E un feedback real și... Foarte tare. Da. Vorbim despre cărți. Da. Mie îmi place să citesc cărți. N-am crezut niciodată. Dacă persoana mea de română o să audă că citesc cărți, mă trezesc dimineața pe la 6 și îmi beau cafeaua și citesc cărți sau seara când mă pun în pat, să rămână uimită. Așa e și cu blogul. N-ar fi crezut niciodată că o să fac așa ceva. Dar, dacă ar fi să dai cadou o carte unei persoane dragi, ce carte ar fi asta și de ce? Mă gândesc, cred că depinde de persoană și care ar fi interesele. Adică dacă mă gândesc la mama, mă gândesc la o carte. Dacă mă gândesc la sora mea, mă gândesc la o altă carte. Eu citesc foarte mult, ai fi surprins, pentru că sunt așa ca un burete. Îmi place să absorb informația de orice fel și orice tip, după cum ți-am zis, de la video, la citit, la revistă, la ce vrei tu. Și îmi place să citesc foarte mult și cărți, de exemplu, mai tehnice, cărți de comunicare. Bine că am și facultate, acum ne-a rămas în sânge, îți dai seama, n-ai cum. Zi-mi de facultate și după aia mă întorc puțin la carte. Da. Cât de mult te-a ajutat facultatea? Cât de mult? La acolo, Sega, nu? Acolo, aici în Cluj. Nu, la FSPAC. La FSPAC, ok. FSPAC. Sau de la aceea Sega. M-a ajutat foarte mult pentru că acolo a început blogul, practic. Okay. Profesorul meu de IT, să-i spunem, sau ce făceam... calculatoare, informatică. Nu era informatică, îi zicea operare PC. Operare PC, mi-am amintit. De la Mac mi-a fi pleznit. Da. Operare PC, era domnul Deac și îmi amintesc că la momentul respectiv, adică oricum noi, gândește că eram... cum îi spune, eram pe mai multe grupe, adică era în funcție de numele de familie și faptul că eu eram într-o grupă care a picat la domnul Deac, care toți a trebuit să ne facem un blog până la perioada respectivă. A fost așa o chestie de întâmplare, adică puteam la fel de bine să fiu în altă grupă și să nu... Adică a fost doar din cauza numelui, ca să zic așa. Uh-huh. Asta a fost repartizarea. Uh-huh. Și dacă eram într-o altă grupă, nu mai făceam cu profesorul respectiv și nu aveam nici temă să-mi fac un blog. Ce părere ai de chestia asta? Ce tare! Adică totul a început de acolo, știi, până la urmă. Da. Comunicarea și PR-ul a fost a doua mea opțiune, pentru că eu am vrut să dau la design interior, de fapt.
la UAD, la design de produs și de acolo mai departe pe design interior. Făcusem pregătire 2 ani. Am făcut, veneam la Cluj, în a 11-a, când eram în a 11-a și în a 12-a, că eu sunt din Târgu Mureș, în caz că ascultătorii nu știu asta. Oamenii, salutăm oameni din Târgu Mureș, exact, care s-au mutat la Cluj. Și veneam odată la 2 săptămâni, veneam la ore, făceam portret și design de produs. Nu am intrat la, pentru că aveam probă de portret care era eliminatorie. În mod evident, faptul că nu am făcut un liceu cu profil artistic nu m-a ajutat. Adică eu făcusem filologie, latină, engleză, alte cele, care m-a ajutat pe partea de blog mai departe. Adică știi cum e, ceea tău e pus deoparte. Ok. Și da, nu am intrat la facultatea respectivă, am avut așa o perioadă cumva de dezamăgire, de mă gândeam ce fac, știi cum e în clasa 12, oricum habar n-ai despre ce e viața, nu știi ce vrei să faci, nu e ca și cum ar trebui să... Trebuie să ții un an liber, să mergi, nu știu, să călătorești, să-ți dai seama ce vrei să faci și abia după aia. Dar din păcate societatea, vezi că ne împinge tot mai devreme către alegerea carierei, către... Știu dacă chiar te împinge, ci mai degrabă te uiți să vezi la oamenii ăștia păi din da, jur. Păi da, dar dacă noi simți... învățăm în clasele 5-8 toate materiile vieții, ar trebui să înveți, ok, hai învață doar ce-ți place. Uite, eu cred că în general, da, se schimbă. Asta ar fi fain. Eu cred că în general ar trebui predate, în general și chiar și în liceu, ar trebui introduse niște materii care astăzi sunt vitale. De exemplu, teatru. Eu cred, am făcut un an teatru, am făcut un an actorie. Teatru, și teatru nu, te ajută foarte mult la comunicare, să comunici exact cu oamenii, să intri într-o încăpere, să știi cum să saluți. Din păcate, să la noi e extracurricular, adică exact e o oră de teatru așa, după ore, vinerea, dacă cine vrea. Dacă cine vrea și dacă da, un profesor are chef. A doua materie pe care o aș introduce-o ar fi social media, internet. Da. Sincer, aș introduce și nu doar pentru elevi, ci chiar și pentru părinți, să vină să învețe, pentru că sunt părinții social ăștia media, care... Da. Exact, sunt părinții care... Legătura dintre generații, până la urmă. Exact, exact. Dar bun, acum vreau să mă întorc la partea asta cu cartea. Da. Și vrei să oferi unui om o carte. Care ar fi cartea aia pe care crezi că, uite, de exemplu, pentru... De exemplu, o carte... Stai așa, că o am aici, dar am o problemă cu memoria. Nici o problemă. Stai așa, că zic acum... Cam poză cu ea, este vorba de niște cărți care vorbesc despre dezvoltarea personală, okay, din nou un subiect care pe mine mă interesează foarte mult acum. În primul rând pentru că eu consider că treaba asta cu cum gândești și ce ți se întâmplă este foarte valabilă, știi? Adică tu chiar îți scrii tu povestea vieții tale prin ceea ce faci, prin ceea ce faci azi pentru visul de mâine, cum ar veni, știi? Și există... Stai așa. It's a pause. Nici problemă, lasă. Foarte interesant că acum, în direct, și vreau ca partea asta să rămână în podcast, Alina caută în telefonul ei poze cu cărți. Adică Fabio a luat o carte și o fotografiat. De nu vă imaginați că în telefonul unei o persoane care îi, să spun așa, influencer în online, face partea asta de fashion, o să găsiți numai haine și numai selfie-uri. Nu, sunt și cărți. Exact așa cum o să găsiți la mine poze cu selfie-uri și nu v-ați fi așteptat. O să vorbesc și despre chestia asta, poate tot într-un episod pe YouTube, nu episod de beauty, episod de altceva, de beauty mind. Ok, beauty mind. Îmi beautiful place cum sună. Mind. Beautiful mind. Îmi place cum sună. Încă nu ai găsit. Da, am găsit. Ai găsit, găsit, ok. Da. Deci este așa, ghid practic puterea prezentului, Eckhart Tolle, și are și un nume din ăsta, Eckhart. Deci îți dai seama pretty că... Please, da, puterea prezentului, ghid practic. Cred că asta ar fi o carte pe care o poți dărui oricui. Te ajută să citești, te ajută să te înțelegi tu pe tine, te ajută să înțelegi, frate, că fericirea ta nu că vine din lucruri mărunte și chestii de genul ăsta care le-ai auzit de 1000 de ori, nu, fericirea ta vine din mindset-ul tău, din cum te trezești de dimineață. Dacă te trezești de dimineață și zici ok, ce zi nașpa, nu știu ce, nu există așa ceva. Trezește-te pur și simplu cu un mindset pozitiv, gândește că azi o să fie o zi bună și așa e de aici mai departe, pentru că tu îți croiești viitorul, pur și simplu asta se întâmplă. Și uite o paralelă la video, tot de, cum să zic, citești cartea asta și seara când nu mai ai chef să citești te pui și te uiți la un documentar, The Secret. Okay.
cu siguranță l-ai văzut, cred că l-ai văzut, The Secret există pe Netflix, tot așa un documentar super interesant, ajunge și la seriale, nu vorbim și despre seriale. Avem și serial, putem să vorbim despre ce vrem noi și cum vrem noi. Un documentar super interesant despre cum dorințele noastre din prezent au o anumită energie, fiecare gând pe care tu îl ai are o anumită frecvență, o anumită energie care... pur și simplu pe care tu o, cum să zic, că nu găsesc cuvintele potrivite și mă enervează, vezi, la scris asta e frumos, că poți să stai jos și să te gândești 3 ore la cuvântul ăla exact potrivit. Iei gândul și-l arunci așa în univers, okay? Și tu ai un răspuns din partea universului. Uh-huh. Dacă te gândești destul de intens la un anumit lucru, băi, îmi doresc asta, îmi doresc cealaltă, bineînțeles, trebuie să și faci ceva pentru ca acel lucru să se întâmple sau să vii cât mai aproape de acel ideal, ca să zic așa, sau de acel vis. Dar e foarte important ce gândim, cum gândim, lucrurile astea merg și până la nivelul că îți influențează sănătatea, sănătatea ta fizică. Deci, da, cu siguranță o carte foarte interesantă pe care o recomand tuturor, la fel și documentarul respectiv, care pe mine la început nu m-a prins, m-am uitat și am zis, ce-i cu documentarul ăsta, e editat ca naiba, îți dai seama, primul lucru, cine a făcut editul ăsta, de ce-i fundalul ăla, că e normal, în spate se pune un green screen și după aia le pun tot felul de chestii, gen, nu știu, era un fundal așa super din 2003, istoric, cumva cu tot felul de chei desenate pe niște foi astea ca un papirus, oricum, foarte chicios. Atunci a fost în trend. Și atunci pe mine m-a lovit direct treaba asta, știi, eu lucrând foarte mult cu partea de video și de estetică și așa mai departe, mă uitam așa, zic, ce-i cu documentarul ăsta? După care m-a prins, știi, și am stat, m-am uitat la el și, ce să vezi, mă, a doua zi chiar am avut o zi bună. Uite, o carte care, acum tu vorbeai despre puterea prezentului, eu acum citesc o carte, Own the Moment, a lui Carl Lentz. Own the Moment. Own the Moment. Și vorbește despre... E foarte tare cartea pentru că e pe capitole și în fiecare zi poți să citești vreo două, trei pagini. Are capitolul plus, la sfârșit, un fel de o meditație. Quiz, ceva, trebuie să lucrezi tu cu tine? Nu. Și te gândești puțin la chestia asta. Și e fain să începi să citești cartea aia. De ce? Pentru că vorbește despre puterea prezentului, ceea ce ziceai tu, despre momentul în care tu trebuie să trăiești și despre momentul în care, dacă tu vrei să faci ceva cu adevărat, poți să-ți împingi cumva limitele astea, știi, să treci cumva de limitele astea, de dacă vrei să ajungi undeva și nu poți să ajungi, ok, depinde de tine foarte mult cum lupți acolo și ce faci ca să ajungi la pasul următor. Exact. E foarte fain. E foarte faină cartea. Anul trecut o scos-o și dacă îți zic ce îi persoana respectivă o să rămâi uimită. Zi-mi, te rog. E pastor. Pastor. E pastor într-o biserică și îi în biserică în New York. Da, e foarte faină cartea. Foarte tare, deci, o să o caut, astăzi chiar o caut. Oameni buni, v-am dat 3 resurse faine, 3 resurse, un documentar, 2 cărți. De pozitivitate, de good vibes, dar de ce vreți voi. Dar, da, mai ai timp să seriale. Te uiți și la seriale? Vai, mă uit la seriale. Dar din nou am iarăși, deci la mine e foarte ciudat, pentru că noi, de exemplu, la ce mă uit acum și îmi place foarte mult, mă uit la Chef's Table, care este un serial, nu știu dacă îl știi sau nu, este din nou producție Netflix, ceea ce înseamnă că este filmat și povestea impecabilă, ceea ce pe mine mă atinge la suflet, adică sunt niște videouri superbe. Chef's Table spune de fapt povestea unor bucătari, toți au stele Michelin, bineînțeles, 1, 2, chiar 3. În fiecare bucătar ai să vezi obsesia asta de a lucra cu produse locale, de a promova cumva ideea asta la mulți, farm to table. Pe lângă asta zice și povestea lor de viață, cum s-au îndrăgostit, unde au călătorit, ce s-a întâmplat, cum s-au dezvoltat afacerile respective, restaurantele și așa mai departe, cum au ajuns ei la statutul ăsta. Și o să vezi că la absolut toți, dar la absolut toți, lumea l-a spus, bă, ești nebun, ce ai făcut cu mâncarea bunicilor noastre, ai reinterpretat prost bucătăria italiană, ai reinterpretat prost bucătăria rusească, ai reinterpretat prost XYZ. Și toți au avut parte de un afront, așa, da, exact. Mm-hmm. Și totuși s-au ținut de treabă și au continuat să... Deci e extraordinar. Eu mă uit la asta în loc să mă uit la un serial, sau, adică serial, că lumea poate să așteaptă să vorbim despre Game of Thrones sau mai știu eu ce. Sigur că o să spui Game of Thrones. Eu sunt din categoria
în care nu m-am uitat la Game of Thrones. Da, eu m-am uitat la Game of Thrones, dar abia aștept să apară următorul episod. Chiar să căutam niște știri pe tema asta. Aha. Și ziceau că frații care scriu povestea au o perspectivă total diferită pentru ultimul sezon față de ceea ce s-a întâmplat până acum și CEO-ul de la HBO zicea că e o abordare total diferită și o să mai dureze puțin până aflăm noutăți, wow. Dar băi, tare Game of Thrones, trebuie să te uiți, nu? Adică doar ei vrei să fii așa antival sau cum? Nu mă uit, că toată lumea vine să zic, uite, nu mă uit. Mă uit la, îmi pare rău, de House of Cards, da. La House of Cards, la Friends. Friends, da. Da. Îmi place Friends, îmi place Seinfeld, Sex and the City. Mă uit și la seriale din astea mai vechi. Acum, să știi că, da, da. Acum, parcă toate serialele sunt așa... Ce mi-a plăcut foarte mult, okay? Și foarte pe subiect și trebuie să zic chestia chiar asta. Chiar te rog. Black Mirror. Nu știu dacă l-ai văzut. L-ai văzut pe toate? Nu pe toate. Eu m-am apucat și l-am văzut într-un mod atât de haotic. Veniseră niște prieteni din București la noi acum două weekenduri și... știam de serialul ăsta, mm-hmm. Citisem despre el, văzusem niște trailere pe YouTube, ne-au mai spus și finii noștri, Gabi, de la Sweet Paprika, de el, că să ne uităm la el. Era fix după revenire, am zis, băi, hai să nu acum din astea triste și cu... Că părea trist din ce vedeam da. Pe ăsta. Păi, da, nu-i neapărat cu negru trist. Și cu... Nu e trist, e chiar foarte complex și inteligent. Mind-blowing. În seara aia am sfârșit prin a ne uita la un film care neapărat trebuie să-l recomand, Death at a Funeral. Okay. Moartea la mormântare, e un umor englezesc, așa, siguranță o să vă placă dacă îl găsiți pe internet. Și veniseră prietenii ăștia noștri de la București în vizită câteva săptămâni mai târziu, era acum luna ianuarie cândva, și zic, hai să ne uităm la Black Mirror. Zic, mă, mai poate, mă, toată lumea cu Game of Thrones, toată lumea cu Black Mirror ăsta, bine, hai să ne uităm să vedem despre ce e vorba. Când am... i-au dat drumul la episodul 2 din sezonul 4 sau nu știu ce, era foarte random și am zis, ok, știi ce, o să ne uităm la fel de random. Eu aveam așa cumva o reticență pentru că știam că serialul este despre tehnologie, despre cum tehnologia ne poate distruge viețile, despre cum tehnologia erai, nu este bună. Adevărat. And I was like, dude, lăsați-mă, am treabă cu Instagram-ul, cu Facebook-ul, cu vlogurile, cu astea. Nu, adică adevărat. Nu, știi, eram gen așa, zic, oare... Adică eram absolut convinsă de faptul că serialul ăsta o să mă pună față în față cu niște realități care s-ar putea să nu-mi placă. Cred că toate episoadele sunt destul de dark, după cum ai văzut, destul de dark. Marea majoritatea episoadelor vorbesc despre cum tehnologia ne controlează viața, ba ne vede nu știu cine prin webcam, ba ni se implantează ceva și îți vezi amintirile, nu știu, e complicat, trebuie neapărat să vă uitați la Black Mirror. Uite, crezi că, asta e o întrebare, scuză-mă că te întrerup. Da. Da, până la urmă așa e când stai cu oameni și povestești la o cafea, ne întrerupem unul pe altul. Se schimbă subiectele și... Crezi că tehnologia ne schimbă viața, ne-a schimbat viața? Eu vreau să cred că tehnologia ne schimbă viața și ne schimbă viața în bine. Tocmai despre asta vorbeam pe blog. Încerc cumva și cer ajutorul tuturor blogărilor, vloggerilor, influencerilor și ce ori mai exista. Hai să facem cumva să oprim tot hate-ul ăsta care există în internet. Internetul trebuie să fie un loc bun în care se întâmplă lucruri pozitive, adică comunicăm unii cu alții. De ce să nu profităm de lucrul ăsta, de faptul că internetul are o putere nemăsurată, adică tu poți să intri în contact cu oricine vrei tu de la celălalt capăt al pământului, efectiv din Honolulu, dacă vrei, chestia asta. Cam așa a fost, de exemplu, cu noi când ne-am întâlnit la o campanie, dar deja era așa că nu, nici nu trebuia să facem cunoștință. Toată lumea se știe de pe internet. Exact. Eu am prieteni, de exemplu, în America, cu care mă cunosc doar de pe internet, efectiv, dar simt că m-aș cunoaște cu ei ca și cum ne știm de o viață, știi? Adică, nu știu, cred că asta e partea bună a internetului, că sunt niște conexiuni pe care de altfel ne-ar fi fost foarte greu să le facem, adică exista treaba aia, îți trebuie 6 persoane ca să ajungi la oricine din lumea asta. E, câte îți mai trebuie acum? 0. Îi scrii direct pe message. Exact. Înțelegi? Sau mă rog, nu înseamnă neapărat că îți va și răspunde. Dar poți să ajungi la persoana aia. Poți să ajungi la persoana respectivă, ești mult mai aproape. Vezi care sunt preocupările, ce îi place, adică Instagram-ul îți dă așa o definire a unei persoane. Mă tot gândesc așa, iau Black Mirror-ul și iau perspectivă cu ce se întâmplă acum și cum e Black Mirror-ul e cumva plasat în viitor, unde nu știu, o să-ți dau exemplu, ăsta era episodul ăla cu relațiile, Don't Kill the DJ, îi spunea, și era o lume în care
pur și simplu îți luai o aplicație sau ceva de genul ăsta, te înscriai acolo și ei îți căutau the perfect match, cum ar veni. Te cupleau cu o anumită persoană, ieșai la cină, acolo vă întâlnează, vedeați pentru prima oară, aveai un dispozitiv ca un, știi, Nest. Știi ce e chestia Nest? De o pui pe perete și îți face temperatura în cameră și în casă, mă rog, e un dispozitiv inteligent, exact ca un Nest arăta, așa rotund, apăsau pe el și vedeau, dacă apăsau deodată, vedeau câte ore o să dureze relația lor. Unii aveau 12 ore, alții 5 ani, alții 6 luni, alții așa mai departe. După alea 6 luni, practic se despărțeau și treceau mai departe. Stând ei în pat, două personaje, se uitau, erau seara așa pe spate în pat și se uitau la tavan și se gândeau, măi, cum ar fi fost înainte să existe lucrurile astea? Adică cum dai seama, trebuia să se întâlnească oamenii, să vorbească, să decide dacă îi plac, dacă se plac, dacă, de exemplu, dacă îmi place de tine, să stau să decid dacă îmi place de tine, după aia să avem o relație, după aia să ne despărțim și să suferim pentru asta. Păi acum aplic o aplicație asta cât e de tare. Deci ei cumva au făcut o scenariu ăsta în viitor, în care oamenii viitorului se gândesc, băi, cum naiba era în trecut, când lumea chiar trebuia să se întâlnească, să iasă la o cafea, să meargă la un film, să stabilească niște conexiuni. Știi, adică să nu fie totul pe un sistem, cum ar veni. Da, deci e mind-blowing așa. Și acum mă gândesc ce poate fi în viitor, pentru că e clar că de la generația bunicilor noștri până la noi s-au schimbat extrem de multe lucruri și I'm dying to find out. What's next? Când ai trimis ultima oară o scrisoare? O scrisoare, uite, nu știu să zic când am trimis ultima, întotdeauna scriu notițe pentru colaboratorii mei sau așa, când trimitem un pachet de la birou sau așa, tot timpul o să fie o notiță scrisă de mână. Scrisoare am scris foarte multe când am livrat primele comenzi pentru Infuse, cred că am scris vreo 600 de scrisori de mână, deci a fost nebunie. La fiecare, cu nume, cu așa mai departe. Ultima scrisoare pe care am avut în gând să o scriu, și cred că și gândul e foarte important, nu? Vreau să-i scriu o scrisoare profesoarei mele de limba română din liceu. Wow! Care e în Târgu Mureș și căreia vreau să-i spun câte ceva. Ar fi fain să... Asta vreau să mă apuc să scriu scrisoarea respectivă. Trebuie să mai aflu adresa. Acum, da, o pun pe sora mea în temă și face se pe rezolvă. Detectivul, nu-i problemă. Oameni buni, cum o cheamă pe doamna profesoară? Raluca, nu știu acum numele de familie pentru că este căsătorită, Raluca Popa. Și unde ai făcut școala? Făcut Târgu Mureș la Liceu Unirea. Era profesoară de limba română, ulterior s-a mutat la Papiu. Ralucuța îi spuneam noi. Ralucuța. Da. Doamna profesoară Ralucuța, dacă ne asculta sau dacă... Nu, dar trebuie să fie surpriză, nu ne ascultați. Nu știți nimic despre nicio scrisoare. Nu, cine a zis despre scrisoare? Nimeni. Spuneai la un moment dat ceva despre bunici și despre ce părere au... Și despre părinții noștri. Ce părere au părinții tăi despre ceea ce faci tu? Părinții mei mă susțin în ceea ce fac. Și-au dat seama că treaba asta, că poți face bani din treaba asta, adică nu e așa. La început aveau impresia și ei că e ceva cumva, cum să zic, cum se gândesc părinții când e vorba de ceva artistic, e n-ai să faci tu bani din asta, o să mor de foame, așa, știi cum... Cum a fost și situația când am vrut de fapt să dau la liceu de arte, de exemplu, și nu m-am dus la arte pentru că ei aveau impresia că o să merg acolo din cauza că cea mai bună prietena mea de pe vremea respectivă, Alexandra Vintilă, care a mers la arte de altfel și a și urmat după aia vestimentar la UAD în Cluj, aveam impresia că mă duc acolo doar pentru că e ea acolo și să fim împreună la liceu, ceea ce n-a fost adevărat, însă până la urmă... Le-am spus și eu lucrul ăsta și și-au dat și ei seama de treaba asta, că trebuie să lași copiii să facă exact ceea ce vor. De exemplu, sora mea și-a schimbat acum, nu mai vrea la vestimentar, vrea și ea la design interior. Și acum părinții mei au zis, da, vorbeam cu ei pe din ăsta zi, FaceTime. Vorbim pe FaceTime, da. Și vorbeam pe FaceTime și și-au dat și ei seama că trebuie să lași copilul să facă ce își dorește, că până la urmă tot acolo ajungi, știi? Uh-huh. Adică prin foarte multe încercări, tot. Eu mi-am dat seama acum câteva zile, stăteam în birou și desenam și mă gândeam, în timpul ăla vorbeam, începusem conversația cu sora mea la telefon, o sunasem pe mama pe FaceTime, i-a răspuns sora mea, adică, na. Mama era plecată de acasă, sora mea era cu telefonul. Și îmi spune că și-a schimbat majorul, cum ar veni, că merge pe interior numai vestimentar. Chiar și-a dat seama că desenând că o plictisește treaba asta și că zic, bă, foarte bine că ți-ai dat seama acum, nu după aia, după ce intri la facultate la un profil, să te schimbi la altul, să fie nebunie. Și am zis și ei chestia asta, că mi s-ar părea foarte tare să aibă
un an liber, că asta ar trebui normal să se întâmple și că lucrurile se întâmplă foarte în grabă și că s-ar putea ca nici acum să nu știe și a recunoscut și ea, că nu știe exact ce se întâmplă sau dacă îi place. Nu-ți dai seama, pur și simplu, dacă îți place sau nu. Lucrurile astea vin pe parcurs, știi? Adică îți dai seama pe la 25, da, știi ce vrei să faci, știi toate lucrurile, dar înainte de vârsta aia nicio șansă să nimic. Deci ai despre bani. Da. Că poți să faci bani. Da. Nu să te întreb câți bani faci. E confidențial, nici nu-ți pot spune. Dar vreau să vorbim puțin despre colaborarea asta cu brandurile. Da. Cum alegi să lucrezi cu brandurile, cum alegi să-ți personalizezi conținutul, de exemplu, sau să-ți personalizezi poate oferta pentru branduri sau ok, am o ofertă statică pentru atâta, asta și așa mai departe. Care e strategia ta ca și om de creat de conținut, dar și pe partea asta de lucrat, colaborat cu brandurile, partea de marketing și... Dacă vezi că o iau pe arătură, let me know, că începe povestea undeva back. Nu e nicio problemă, oamenii asta vor să audă. Uite, acum în 2016, eu, apropo de puterea prezentului, de gândit, de pozitiv, de așa mai departe, au fost două lucruri pe care mi le-am scris eu în agenda și unul dintre ele era ca până la sfârșitul anului să fiu semnată cu o agenție. Ok. Așa mi-am pus eu în minte pentru că blogul pentru mine s-a dezvoltat foarte tare în ultimii ani. Eu scriu de 6 ani pe Alina Ceușan, care era .wordpress, a trecut prin toate fazele și acum e alinaceușan.net. Și nu știu cum s-a întâmplat, cum nu s-a întâmplat, însă în decembrie 2016, înainte să plecăm noi în Mauritius, mi-a venit o propunere de la Global. Trebuia să mă întâlnesc cu cineva, să discutăm despre posibilitatea semnării mele cu această agenție. Nu Global Records, Global Entertainment, care ține însă tot de Global Records. Global Entertainment este o agenție care se ocupă de tot ceea ce înseamnă blogging, vlogging, endorsement, cred că știi și tu de cam despre ce este vorba și cu siguranță știu și ascultătorii tăi. Repet, mi-am scris chestia asta în agenda, am transmis gândul ăla cumva așa undeva în univers, pentru că și puterea lucrului scris este mult mai mare decât și eu folosesc scrisul inclusiv pentru a memora ceva, inclusiv pentru a, când îmi fac schițe, sus și articole pe care întâi le scriu de mână. Cred că e foarte vital să nu ne pierdem touch-ul ăsta și cu scrisul de mână. Pe, apropo efectiv, de scrisoare, să scrii pe foaie. E? Da, apropo de scrisoare, exact. Și... am semnat un heads of terms după ce m-am uitat peste contract și toate cele, am zis, băi, a fost un semn, s-a întors la mine dorința asta și uite că se întâmplă. Eu la momentul respectiv aveam foarte mult de lucru, adică să-ți imaginezi că intru la 9 dimineața, că eu ți-am zis că mă trezesc la 9:30. Na, atunci trebuia să mă trezesc de la 9 dimineața dacă intram pe mail, frate, până la 3 nu mai ieșeam. Adică stăteam doar acolo și vorbeam, cum ai zis tu, vorbeam despre campanii, vorbeam despre idei, despre mood board-uri, despre contracte, despre foi, despre facturi. M-am săturat de chestia asta. Momentan, cum am spus, universul mi-a răspuns, lucrurile astea s-au întors către mine, am o agenție care mă ajută cu toate lucrurile astea, mă țin departe de hârțogorie, stau mai mult pe zona de creativitate, desenez mult și pentru Infuse și acolo avem foarte mult de lucru. Asta pe lângă faptul că blog oricum îți ocupă 24 din 24, că acum ai și vlog, și Snapchat, și Insta Stories, și Instagram, e și Facebook și nu știu ce mai apare. Sincer. Pe Twitter încă nu se activă, dar cred că am acolo ceva... Ai vreo 1100. Da, deci dacă mă apuc și acolo, e bine. Toată ziua o să fiu pe social media. Îți dau un secret ce o să apară. Spune. Podcasting. Podcasting, da. Podcasting o să apară. Știi că știam ce înseamnă podcast. Știi că te întrebam eu dacă e înregistrat sau așa și ultimul podcast pe care l-am ascultat era unul de vreo 2-3 ore când eram acum la Tarnița și era un tip super pasionat, vorbea despre ciuperci. Și tipul avea o pălărie făcută efectiv dintr-o ciupercă din asta care se găsește la noi pe toți copacii. Asta e, tu te uita la video? Da, era podcast, dar era cu video înregistrat. Am înțeles. That's next înțeles, level, dragă, să-ți faci și tu cu video. No. Să știi că mie îmi place foarte mult ideea de podcast, îmi place foarte mult, pentru că de multe ori și eu mă regăsesc că stau și ascult, doar ascult ce fac unii pe YouTube. Și mi se pare foarte interesant asta. Și...
pe lângă asta, cred că toată treaba asta a început de când eram mică, când ascultam gen povești pe casetă. Frate, trebuie să-ți imaginezi, știi, să-ți imaginezi cum arată omul ăla. Cum, exact, exact. Deci ascultam, aveam toate poveștile, Albă ca zăpada, Punguța cu doi bani, toate alea pe casetă. Când vrei tu. Da, exact. Mi se pare că dezvoltă foarte mult imaginația și bine, departe de asta că noi nu facem o poveste aici, la noi e o poveste de viață, o conversație, așa. E cumva un background așa foarte bun, știi, să asculți oameni povestind, da. E... Știi că sune, că audio, conținutul audio e singurul tip de conținut în momentul de față worldwide pe care poți să-l asculți pasiv. Da. Exact ce ai și tu, în timp ce desenai puteai să faci, poți să poți te uiți la un video în timp ce desenezi. Nu, eu dacă mă uit la interviu, exact, las jos în în bară, interviul și aud doar sonorul. Deci cam ți-am dat acum așa un sfat cu podcasting. Da. So that's next, trebuie să -mi fac. Bună dimineața, sunt Alina Ceușan și bine ați venit pe noul meu podcast. Episodul de beauty se mută de pe YouTube pe podcast. Așa asta ar putea să fie un intro. Da. O să-ți dau intro-ul acesta, nu e nicio problemă. Mulțumesc. Hai să continuăm mult cu partea asta. Hai deci să, ai ajuns la Globă, corect. Am închis paranteza. Hai să vorbim despre cum se întâmplă o campanie, okay, de la start la finish, ca să zicem așa. După cum bine știți, toate campanii, toată lumea are impresia că... lumea promovează orice, nu există chestia asta. Deci orice, absolut orice colaborare, orice propunere de colaborare vine către noi, trece prin filtrul meu, ok? Este un produs care mie îmi place, da sau nu? Nu, nu se întâmplă. Da, s-ar putea să se întâmple. Îmi place pentru că ce? Am auzit de el? Da, bine, hai să vedem cum e. N-am auzit de el? Ok, bine, hai să vedem cum e. Tot timpul trebuie să existe o perioadă de testare la produsele de beauty, că tu vezi că noi asta discutăm, cu ondulatoare, cu epilare definitivă, cu nebunii, cu farduri, cu așa mai departe. Perii rotative calde, da, toate nebunile. Ideea e că toate lucrurile au o perioadă de testare în care tu te convingi dacă într-adevăr da, merită sau nu. A fi influencer în ziua de astăzi înseamnă să ai o comunitate care are încredere în tine până la urmă, știi? Și tu trebuie să le dai articole sau informații despre produse care ție într-adevăr îți plac, care au funcționat pentru tine și ăsta e un lucru. Adică dacă ai să vezi o reclamă care e falsă și e făcută pentru bani, ai să înțelegi. Adică o vezi că e făcută pentru bani, nu e ca și cum, știi? Se vede, pur și simplu. Și cititorii văd asta, simt asta și prin scris, în video mai grav, că ți se vede pe față, adică nu e ca și cum, știi, cum povestești. Și da, cred că e foarte important să ai o perioadă de testare și ca produsul respectiv să se potrivească. Adică, nu știu, ai fost chemată la un press trip în sudul Franței sau în Alpi sau nu știu unde. Vrei să te duci, te reprezintă chestia asta, îți place ideea de travel? Știi, adică trebuie să te gândești la partea asta. După ce te decizi că da, într-adevăr este un produs pe care vrei să-l încerci, să zicem că l-ai încercat, cu siguranță dacă te apuci de înregistrat, și eu de multe ori mă apuc, îmi place să fiu foarte promptă pe proiecte și să le fac cât de repede pot, da? După perioada respectivă, cu siguranță o să mă apuc și o să filmez înainte să-mi zică ei, o să-mi fac ca un fel de jurnal, dacă vrei, cu ceea ce s-a întâmplat, ce mi-a plăcut mie, ce nu mi-a plăcut, se lasă și lucrurile rele întotdeauna. De la agenții îți vin anumite brief-uri, cu siguranță, adică ce ar trebui să scoți în evidență referitor la produsul respectiv, însă poți avea și tu, poți participa la ceea ce înseamnă acest brief, adică lucrurile sunt flexibile, știi, sunt anumite informații pe care trebuie să le transmiți și le poți transmite în felul tău. Bun. Mai departe, până ca acest produs să ajungă în online, cu siguranță trebuie aprobat și de producător, ca să zic așa, de cel care ți-a oferit șansa acestei campanii, să spunem. Însă, de cel mai multe ori, dacă respecti ceea ce există în brief, ai libertate totală. Adică nu... Eu, de cele mai multe ori, le spun clienților mei, vă rog foarte mult, chiar știu ceea ce fac, lăsați-mă să fac ceea ce fac mai bine, știu cum să vorbesc despre un produs. În momentul în care mie îmi place foarte mult un produs, știu cum să transmit lucrul ăsta. Uite, de exemplu, iau acum un episod de beauty pe care iarăși trebuie să-l fac și lumea a fost cumva foarte sceptică în privința experienței mele sau experienței altor blogări, să zic, sau altor beauty blogger, whatever, cu aparatul Philips Lumea de epilare definitivă. Te faci tu acasă,
nu te mai faci cu lama, nu te mai faci cu ceara, știu că-s chestii femești, până acum cred că numai băieți ai avut aici, acum au venit și o fată să, să vorbească despre... Am avut și fete și o să fie în continuare. Ok, înseamnă că le-am văzut eu pe online. Am și ascultătoare, Și știi cum e? Intrase cineva pe Instagram, pentru că există și chestia asta, tot timpul o să existe și comentarii negative, o să existe și hate gratuit și toate lucrurile astea. Nu era hate gratuit aici, era un comentariu negativ vis-a-vis de faptul că acest aparat nu ar funcționa, de faptul că, nu știu dacă pentru ea sau pentru o prietenă de a ei, nu știu, chestia asta când e pentru o prietenă de a mea, e deja inventată, adică eu scriu povești, știu cum se întâmplă lucrurile. Și zicea ceva de genul că, nu știu dacă... produsul ăsta este așa de bun sau că îl promovați doar pentru bani, gen. Că l-am văzut la așa de mulți bloggeri și toată lumea laudă. Eterna problemă. Okay. Da. Și zic, ok, trebuie neapărat să fac un episod de beauty pe tema asta. I-am răspuns imediat comentariului pentru că, sincer, eu eram chiar uimită de rezultatele pe care le obținusem. Mai avusem o încercare tot așa cu același aparat, însă din cauză că nu ai voie să te faci dacă stai la plajă, deci dacă stai la soare, nu ai voie să te faci imediat după și așa mai departe. A fost vara, a fost vacanța, au fost... nu am apucat să îl folosesc efectiv. Trebuie să-l folosești vreo 8 săptămâni ca să funcționeze. Acum când am reînceput programul și m-am ținut, am zis, băi, știi ce fac? Îmi scriu în agenda, de una m-am măsit. Toate le scriu în agenda, știi? M-am apucat, am scris în agenda și în fiecare, la două săptămâni aveam ședința respectivă care mi-o făceam eu acasă, singură și așa mai departe. După 8 săptămâni am fost surprinsă de rezultate. Probabil că lumea nu... adică, cum să zic... o postare foto nu este la fel de convincing ca un episod de vlog, să zic, sau un, o poveste, uite, ca și cum am discutat noi aici, vorbind despre un anumit produs, știi? Adică s-ar putea să nu te convingă la fel de bine, însă era o fotografie care făcea parte din brief. Era ceva ce noi trebuia să postăm, înțelegi? Ori pentru brand, comentariul la negativ nu era bun nici pentru ei, nu era bun nici pentru mine și nu era bun, sincer, nu era bun pur și simplu, adică eu dacă am avut o experiență bună, asta am transmis mai departe, știi? Și uite, lucrurile astea cred că trebuie discutate și trebuie lămurite, știi? Că până la urmă lumea are impresia că noi facem chestia asta pentru bani. Nu, toate lucrurile sunt foarte bine alese. O să vezi că fiecare blogger are niște produse în care crede, niște produse cu care lucrează, nu ne dăm toți cu același rimel, că îl primim e partea a doua. Asta nu înseamnă că automat e cel mai bun rimel dacă îl recomandă toată lumea. Trebuie să-l testezi tu pe pielea ta. La fel și cu fondul de ten, adică asta este o întrebare gen, asta cred că și ție o să ți se pare ciudată, când mă întreabă pe mine cineva, cu ce fond de ten te dai și ce nuanță într-o poză oarecare. Nu văd ce relevanță are nuanța, mai ales având în vedere că nu avem cu siguranță aceeași nuanță de piele, știi? Adică nu trebuie să o luăm așa orbește. Unele produse s-ar putea să funcționeze pentru tine sau nu. Cum produsul respectiv de la Philips s-ar putea să nu fi funcționat pentru domnișoara respectivă, pentru că s-ar putea să fi avut păr alb navi acum, că nu era așa bătrână, dar blond, foarte deschis sau roșcat, știi? Adică niște nuanțe pe care respectivul produs nu funcționează. Doar un exemplu din foarte multe. Cred că ai putea asta... zile întregi să vorbești într-un podcast despre experiența ta. Da, sunt foarte multe lucruri de povestit. Uite, asta e un mod în care ai răspuns unui hate gratuit. Cum... eu tot timpul răspund. Cum le răspuns? Cum... exact. Tu ai zis că ai făcut un video. Faptul că omul ăla ți-a scris sau persoana respectivă ți-a scris, ai făcut un video. Cred că poate... Eu am răspuns pur și simplu un comentariu. Okay. Vreau să fac un video în care să le povestesc experiența mea și să le povestesc, să încerc să le... nu că să le povestesc experiența mea și că de ce a fost așa de bună. Nu, frate, să înțelegi că fiecare dintre noi poate avea o experiență diferită cu un anumit produs și că tu trebuie să încerci, știi? Adică nu înseamnă că tu dacă mă vezi pe mine și zic eu că a funcționat, o să funcționeze și pe tine sau așa. Adică trebuie să-l iei, să-l folosești, să te convingi dacă funcționează pentru tine. Pentru mine a funcționat, mă cred sau nu, a funcționat. E simplu. Alina, am vorbit despre... munca ta, despre ceea ce faci tu, am povestit despre experiența ta. Vreau să facem așa un joc de imaginație, dacă sună bine ce zic. Unde o să fie Alina peste 20 de ani? 15 ani, 20 de ani? Unde o să ajungă Alina? Nu știu unde, ce fac mâine. Unde te vezi? Știu. Eu știu. Dar unde te vezi tu? Că te știu vezi, ce fac, am plan așa. Te vezi acasă, având copii, un câine, ceva? Cât? Știi? 10, 20? 10-15 ani. 10-15 ani. Da. Eu acum am 25. Mulți înainte. În 10 ani o să am 35. Ok.
mă văd având copii cu siguranță până atunci, 1, 2, 3, nu știu câți. Câți ori veni. Câți o să fie, da. Exact. S-ar putea să fiu și mutată din țară. Sper ca până atunci să fiu un blogger care contează în scena internațională. Mult mai implicată în ceea ce înseamnă industria modei. Cu siguranță o să am până atunci și brandul meu propriu de îmbrăcăminte. Sunt așa de multe proiecte pe care le ai în cap, știi, adică, dar nu e ca și cum e un plan de 5 ani sau de 10 ani. Mă văd făcând în continuare ceea ce fac acum, cu siguranță. Deci nu, adică nu înseamnă că dacă o să am 30 de ani, wow, mă las de blogging sau mă las de vlogging sau mă las de... Acum sau dacă am un copil, nu o să mai fac. Nu există, nu, 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 nu. Eu sunt genul de persoană care în continuu caută o experiență nouă, vrea să fac altceva, nu am stare, adică uite, știi, azi noapte m-am pus în pace, iarăși era vreo 3 noaptea, frate, nu puteam să dorm, adică stăteam și îmi venea o groază de idei și am făcut un exercițiu, tot așa am învățat de prin cărțile astea minune, stai așa, cu ochii închiși. Și îți imaginezi că ai avea în stânga și în dreapta, ia uite cum am făcut stânga și dreapta, am o problemă că stânga și dreapta e ceva. Nu, că ai pus către partea mea, că noi acum, dacă e să vedeți, stă în față, în față nu, și ia nu, cu dragi mâna ascultători, dreaptă. Eu am o problemă cu stânga și dreapta, deci e o boală, nu știu cum se numește, dar cu persoanele care încurcă stânga cu dreapta. Anyhow, închideți ochii și vizualizați ceea ce vă spun eu. În stânga și în dreapta aveți câte o ușă, ok? Cum vine gândul? Intră pe ușă în dreapta, iese pe ușă în stânga. Intră pe ușă în dreapta, iese pe ușă în stânga. Deci încerci cumva să scapi de toate gândurile astea. Și asta încercam eu să fac aseară, pentru că e, cumva, eu tot am încercat să intru, să pun și chestia asta în discuție, însă noi cu întrebările și așa am tot trecut mai departe. E foarte greu de controlat mintea omului, e foarte greu de controlat pentru că e ca și cum avea vreo 400 de taburi așa deschise toate pe desktop, știi, se blochează așa tot. Trebuie, e între a fi prezent, ok, ești prezent, dar în momentul ăla când te pui să dormi și ești doar tu cu gândurile tale, doar tu ești responsabil să le dai afară pe toate, adică să zici, băi, mă liniștez, nu să mă gândesc ce am de făcut mâine, ce trebuie să fac, nu știu ce proiect, ce... toate gândurile de pe lume îți vin în momentul ăla în cap, știi? Atunci trebuie să știi cum să scapi de ele. Și acum așa, la final, să spunem că există ascultători sau ascultătoare care vor să intre pe zona asta de fashion, ca și blogger, vlogger, instagrammer, snapchatter, podcaster, creator de conținut pe zona asta. Așa. Dacă ar fi să zici, ok, Alina, dă-mi 2-3 sfaturi tehnice, practice, pentru că deja chestiile astea teoretice le-am spus, deja, da, dacă normal, nu, au, dacă nu ați cum... ascultat, oameni buni, vă rog să ascultați încă o dată, dar chiar primii 3 pași pe care trebuie să-i fac. Nu știu de la ce canal începem. Hai să vorbim despre blog. Uite, de exemplu, am foarte multe întrebări pe tema asta și chiar m-am gândit să fac la un moment dat un masterclass pe tema asta, pe online, pentru ideea how to blog, cum să începi. Adică eu am făcut foarte multe lucruri și pe toate le-am făcut de capul meu și singur. Adică inclusiv dacă vrei să-ți faci un blog, eu tuturor le spun, vrei să-ți faci un blog? Ok, și ce faci? De ce vorbești acum cu mine și nu ești pe WordPress? Nu să-ți cumperi un domeniu. I'm not asking you to spend money. Mm-mm. Intri și pur și simplu îți pui numele și după el coadă, wordpress.com. Bun. Și vezi dacă merge treaba. Intri pe WordPress sau pe orice altă platformă. Eu am recomandat WordPress pentru că cu asta am început, nu e ceva, nu mă plătește WordPress-ul. Nu. Nici n-ar fi o idee rea. Nici n-ar fi o idee rea, dar nu se întâmplă treaba asta. L-am recomandat pentru că este o platformă foarte ușor de folosit. Oricine poate să intre să-și facă un blog, îți ia 5 minute, dar dacă ești din ăsta care gândește mult, s-ar putea să-ți ia 4 zile, că tot stai și te uiți la teme pe Tim Forest, pe astea, da, pe... Da. E... Ideea e să începi. Intri. Okay. Pasul 1 e action. Action. Știi? Just do it. Bun. Dacă vrei să-ți faci un cont de YouTube, un canal pe YouTube, te pui și începi să filmezi primul video. De exemplu, dacă vrei să-ți faci un blog, te pui și îți dai drumul la primul articol, o să faci, fie cel mai nașp dacă, articol, o să fie, da, o să-ți dai ți-l amintești că, forever. Exact, o să ți-l amintești forever. Dacă vrei să-ți faci un cont de Instagram, fă-ți odată contul ăla de Instagram. Deci, ideea cred că în ziua de azi, ideea, da, e just do it, ideea e să fii un om al acțiunii, pentru că s-ar putea să ai talent, să ai talent cu carul, nu știu, talent la vorbit, la scris, la fotografiat, la editat, la ce vrei tu, dar
să-ți o ia alții înainte. Alții care nu au așa de mult talent, însă au acel drive, știi? De a face lucrurile, just do it. Adică tot la ideea asta am ajuns și eu după cum îți spuneam, cu campaniile, că le fac cum vin. Adică ok, există un proces, mă gândesc, există un mood board, se discută toate lucrurile astea, ce o să se întâmple și așa. Dar project-wise, adică... Și am mai întâlnit chestia asta pentru că you can't blame me, am ascultat podcasturile tale. Ce ai vrut să zici cu podcasturile mele? Ai vrut să zici de bine sau de rău? Am vrut să zic foarte de bine, dar nu mai știu că, uite-te, mă gândeam total în altă direcție. Ce ziceam înainte de podcast? Promit că îmi place podcastul ăsta foarte mult. Serios, serios. Mă, deci mă gândesc ce vreau să zic dintr-un alt podcast și nu pot să-mi aduc nici cum aminte. A, da, că noi românii găsim probleme în orice. Okay. Frate, apucă-te și pur și simplu îl fă-l. Adică și eu am avut problema asta pentru că mi-am zis, n-am camera potrivită, n-am trepiedul, n-am lumina. Nu există așa ceva. Filmează la lumina zilei, pentru că există lumina zilei dată de la Dumnezeu. Puneți aparatul ăla în față, că ai iPhone, filmează HD, 4K. Stai liniștit, e perfect, nu-ți trebuie mai mult. Dacă filmezi pe un trepied, te poți apuca liniștit dacă vrei să discuți un subiect, lucru de care cu siguranță este nevoie pe YouTube în ziua de azi. Îți pui telefonul pe un trepied, poți să-l pui pe o cutie de Adidas, nu e ca și cum. Trebuie sau trepied. Da, sau pe o oală, pe orice. Ți-l pui acolo și începi să înregistrezi. Asta e super important, să-ți dai tu seama că, băi, trebuie făcute lucrurile, pur și simplu, nu să stai. O, poți să și stai dacă vrei să-ți faci o teorie, dacă vrei să faci mai multe episoade, să-ți faci o analiză, o strategie, ca să zic așa, dar lucrurile astea iarăși cumva aduc către partea de procrastinating. Exact. Nu vreau să fac, parcă mai las un pic, parcă avem nevoie de oameni care să acționeze pur și simplu, care se apuce și să facă lucrurile. Dar hai să mă mai gândesc la niște sfaturi efective, că nu mai știu la ce pas. Pasul 2. Pasul 1 a fost do it. Pasul 2. Dar și ăsta e cumva așa, știi? Mă, nu cred. Uite-te, e un de exemplu, îndemn, am avut... adică sper să nu luați cumva ca și cum e ceva teoretic, e un îndemn, pur și simplu, dacă vrei să te apuci de ceva, apucă-te și fă-l, adică tot timpul o să existe oameni care sunt mai buni ca tine, oameni care fac mai multe ca tine, ideea e doar să te apuci și să faci lucrul ăsta. Multă lume, de exemplu, îmi zice, ok, dar cine o să-mi citească articolele? Who knows? Adică mie cine mi le-a citit la început? Nu știu, mi le citeau prietenii, familia, colegii de facultate, lumea uite, care era uite, în jurul meu. La punctul 2. Uite că ajungem la punctul 2. Dacă creezi conținut și tu te stresezi, ok, bun, cine o să consume? Hai să zicem despre blog, scrii pe un cred blog. Cred că cel mai îți important... Uite, recomandarea mea, îi scrii articolul, scrii un articol, două articole, trei articole, nu contează, scrie două articole, ia-ți prietenii de pe Facebook, 10 prieteni, ia-ți părinți, ia-ți ceva și dă, uite-te, am scris asta, citește. Dacă îți place, este un buton de share acolo și ai toată inima, să fii cu inima împăcată să dai. Dacă nu-ți place, spune-m ce nu-ți place. Adică asta înainte de postare sau după ce ai postat după cu share-ul, postat. Nu? Da, după ce ai postat, ai scris articolul, ai pus video respectiv, l-ai pus și trimite la prieteni. Ok, avem cu toții pagini de Facebook, avem 200 de prieteni pe Facebook, 300 de prieteni pe Facebook. După asta dacă ai trimit, nevoie de confirmare asta, știi, să zică cineva de... Corect, și corect. E ok să ai nevoie de confirmare exact, la început. Exact, exact. Eu asta aș zice, scrieți și după aia trimite-vă la 10, sau 5, nu, 10, nu 5, nu, bla bla bla, 10. Luați 10 persoane și trimiteți-le direct. Salutare, dar nu vă gândiți la strategie influencer, eu ăsta are 700.000 de urmăritori pe Facebook, nu contează câți urmă, nu vă uitați. Uitați-vă la oameni care ar fi sinceri să vă spună, bă, îmi place, exact. Chiar îmi place de tine, dar ai greșit acolo sau vezi că nu faci bine chestia aia. Uite, eu cu podcastul am făcut un podcast, am înregistrat și am dat unei persoane în care am avut încredere și mi-a zis, bă, mi-a plăcut foarte mult, dar parcă mi se pare că te chinui prea mult să fii ceva ce nu ești tu. Asta, uite, aici vreau să ajung eu, dar nu știu cum am ajuns din partea ta. E foarte important să fii tu. Okay. Pentru că, și eu cred că am repetat chestia asta la fiecare speech care l-am avut, la fiecare conferință, la fiecare așa. Pentru că toată lumea zicea la un moment dat, măi, dar dai așa de multe informații, de ce le zici tot? Da, mă, vă zic tot, cu ce să editați, vă zic ce să faceți, pentru că tu... Astăzi o să ieși din sala asta cu niște informații, ok? Dar nu o să ieși cu mintea mea, adică există ceva ceea ce tu nu poți lua. Îți pot da toate lucrurile astea, ți le pot pune în față, mai departe depinde de tine dacă vrei să le faci sau nu și la ce nivel le faci, dar un singur lucru nu mi-l poți lua, adică cum sunt eu și cum gândesc eu și treaba asta e valabilă la oricine. Adică dacă tu ai ceva de zis și simți că ai ceva de zis, just do it, adică
părerea ta contează și o să fie oameni care o să intre și o să citească și o să le placă. De ce? Nu pentru că încerci să fii ca altul, pentru că ești tu. Cred că există diferență, există două diferențe când vine vorba de o idee bună. Da. Ideea bună care e executată și ideea bună care nu m-a vorbit. În stadiu de idee, exact, da. Exact. Bun, avem 1, îi dai drumul să fii tu. Avem 2, partea de să trimiți tu ești la 1 și deja suntem la 3, dar e ok. Nu, facem nu, am ajuns la 2. Și acum partea 3. Ok, partea 3. Pasul 3. Stai să mă gândesc la pasul 3, ca să fii tot așa practic și de început și vorbim strict de blog. E foarte important să ai prezență pe social media. Social media ce înseamnă în ziua de astăzi? 12 ianuarie 2018, Instagram, Insta Stories, neapărat Insta Stories, Facebook, Pinterest, dacă ai, este foarte bun pentru a-ți promova articole de blog pe plan internațional și efectiv, da, pe vizual, prin imagini. E foarte important, nu pot să explic cât de important este pentru orice brand, chiar dacă nu vrei să începi un blog, poate vrei să începi un brand. E foarte important să ai prezență în social media, totul se întâmplă prin social media în ziua de astăzi și totul depinde de cum te exprimi tu. E foarte, de exemplu, e foarte important, ok, ai început blogul, ai un... Se zice că noi nu mergi pe varianta gen cum am făcut și eu, Alina Ceușan, that's it, îți faci username-ul sau ai deja username-ul de Instagram. E foarte important să comunici în linie cu ceea ce postezi pe blog. Adică dacă tu ai postat un articol pe toate rețelele de socializare și uite, asta e o altă treabă pe care nimeni nu o zice, adică vai, cât ai, vorbeam cu Carmen la un moment dat și eram de genul, știi când iubitul stă și te întreabă, dar mai ai mult de lucru și ești gen... Băi, acum termin, mi-am 10 minute și am terminat. Da, în ce sens am terminat? Am terminat de scris și am dat post. De acolo începe deja alt război. Adică trebuie să intri pe Instagram, să-ți pui pe Insta, în profil, să-ți pui link-ul de la articol, la Freshly Pressed acolo. Trebuie să intri pe Insta Stories, să le pui niște vizualuri cu swipe up. Dacă ai 10.000 de followers. Dacă vrei să mai anunți da. Tu așa, dacă trebuie să-i dai share pe Facebook, trebuie, adică cel puțin ăsta e procesul meu. Îi dai share pe Facebook, pun pe Instagram, pun niște poze pe Instagram sau mai multe poze în funcție de vizualul pe care vreau să-l creez în feed, îmi schimb cover-ul de pe Facebook. Îmi schimb cover-ul de pe Facebook cu o poză pe care am folosit-o featured în articolul respectiv cumva. Pun și acolo un link care te duce direct la articolul respectiv și pe lângă asta mai ai de gândit încă vreo 2-3 texte, ca să zic așa, pentru postările de Instagram și Facebook. Adică tu când lansezi articolul, ce zici? De multe ori și eu sunt așa gen, îi dau post, știi că știu că dacă o să stau acolo, stau un sfert de oră să mă gândesc ce să vă spun despre acest articol în care v-am spus despre, știi ce, dai pace. Știți, da. Știi, titlul și, dar și chestia asta ia foarte mult timp și lumea în general nu se gândește că, vai ce, ai postat un articol, intră tu în Meta puțin în WordPress să discutăm, să discutăm mai departe exact. După aia. Sunt Alina, foarte multe lucruri în spate. Deci avem, ca și o concluzie, să concluzionăm. 1. Te apuci de treabă, da. Fie ce vrei. 2. Vorbești cu prietenii apropiați. 3. Social media. Da. Cam astea ar fi primii pași. Și de acolo restul pur și vine simplu de la sine. Dai frâu liber imaginației și scrii despre ce-ți place. Unde te găsește lumea pe internet? Pe mine mă găsiți pe alinaceușan.net. Acolo scriu. De 6 ani scriu în continuare. Nu o să las scrisul pentru video sau vloguri sau alte chestii. Mă găsiți în fiecare zi pe Instagram și pe Insta Stories după disponibilitate și chef. Și mă găsiți și pe YouTube în fiecare luni cu episodul de beauty și încercăm să aducem cât mai multe episoade în fiecare săptămână în restul categoriilor. Alina, mă simt ca la finalul oricărui video de pe YouTube. Subscribe. Hit that button. Ai văzut că e mai simplu așa cu podcasting, că nu trebuie să te filmezi, nu trebuie să bată cumva lumina. E foarte interesant și ce-mi place mie e foarte, foarte mult e sentimentul pe care l-ai când asculti un podcast. Deci eu aștept momentan să vină vara și să asculti, mi se pare super tare să stai așa, am așa un film în care stau la birou, asculti un podcast și așa știi cu fereastra deschisă să bată vântul așa prin perdele și nu știu, să fie fain și cald. Bei o cafea, scrii ceva și asculti niște oameni care vorbesc despre niște lucruri de altfel foarte importante. Mi-au plăcut foarte mult subiectele pe care le-ai abordat până acum în podcasturi. Nu mai pot. Mi-au plăcut foarte mult subiectele pe care le-ai recomandat. Ce tot zic? Te ia 10 de 5 ori. Mi-au plăcut foarte mult subiectele pe care le-ai abordat până acum în podcasturi și sper să văd cât mai mulți oameni că vin aici și vorbesc și dau din ceea ce știu ei altora, mai departe. Alina, îți mulțumesc frumos. Oameni buni, ați ascultat-o pe Alina Ceușan.
au găsit pe internet alinacioșan.com sau ce-ar fi. Și nu uitați, de obicei nu fac chestia asta, dar pentru că sunt om de marketing, nici nu-mi cer iertare pentru că fac chestia asta. Dacă ascultați pe katai.ro cu capa, puteți să dați share pe Facebook, pe Twitter, pe chiar și pe Google Plus. Dați share super. Peste tot și exact. Hai să le spunem și altora despre podcasturile astea, pentru că sunt super interesante și chiar vă invit și eu să urmăriți și celelalte episoade. Cu siguranță o să vă pierdeți puțin așa. E tare numai să stai în pat sau în vană și să asculți așa un podcast. Try it, I dare you. Nu uitați să dați subscribe pe iTunes sau să vă abonați pe katai.ro, o să primiți pe mail sau faceți ce vreți voi, dar să văd că susțineți acest podcast. Vă doresc o zi frumoasă, o seară frumoasă, o dimineață frumoasă, o ce vreți voi să fie frumoasă și keep up the good work.